Bună seara, începe Observatorul Orei 19. Iată titlurile zilei. Furtunile... De 3 ani își caută dreptatea. Un bărbat care a fost aproape omorât în bătaie se uită neputincios cum ancheta bate pasul pe loc. Asta deși agresorii sunt cunoscuți, iar incidentul a fost surprins pe camerele de supraveghere. De 3 ani de când a primit o bătaie soră cu moartea, un bărbat din Dolj cere să-i se facă dreptate. În tot acest timp, agresorii și-au văzut liniștiți de viață. Asta deși tot atacul de o violență fără margini a fost surprins de camerele de supraveghere. Însă, ancheta a fost plimbată de la o instanță la alta, pentru ca într-un final să fie complet blocată. Am fost lovit aici, am încercat să mă ridic, m-au luat din nou la picioare și la genunchi. Pur și simplu m-au lovit cu sticla de bere în cap. Robert încă mai poartă semnele din noaptea în care a încasat o bătaie soră cu moartea. Are o cicatrice pe chip și multă suferință în suflet. De 3 ani așteaptă să îi se facă dreptate. Totul s-a întâmplat în 10 iunie 2018. El și tatăl lui au încercat să aplaneze un conflict izbucnit între mai mulți indivizi pe terasa magazinului lor. Orbiți de furie și amețiți de aburul alcoolului, bărbații i-au luat la pumn și picioare. Erau foarte violenți, erau foarte băuți. Tatăl a scăpat cu rănișoare, dar fiul a ajuns la spital. Totul a fost filmat de camerele de supraveghere, așa că victimele au crezut că agresorii vor fi prinși imediat. Fața plină de sânge, am sunat la poliție, îi cunoșteam din vedere pe toți. Și totuși... Ancheta s-a poticnit încă de la bun început. La 4 zile de la agresiune, polițiștii încă nu identificaseră făptașii, iar procurorii nu s-au grăbit nici ei să-i tragă la răspundere, sunt de părere victima și apropiații acesteia. Poliția română nu a găsit făptuitorii? Cu camere de luat vedere, știm că avem camere peste tot, puteți să le și filmați. Adică nu se poate, nu e permisibil așa ceva. Inițial încadrată ca tentativă de omor, agresiunea s-a transformat din pix în loviri și alte violențe, iar dosarul s-a tot mutat de la un parchet la altul. Un al doilea procuror a decis că ancheta trebuie refăcută, iar de la finalul anului 2019, adică la un an de la incident, nu s-a mai mișcat nimic. Familia a depus contestație pentru tergiversarea anchetei. În aprilie 2021, urmărirea penală ar fi trebuit să se încheie. Ba, în vacanță judecătorească, ba, deci nu s-a întâmplat nimic. Nu știți da? Nimic de dosarul de 3 ani de zile. Ce încredere să mai avem în justiția română? Zi de zi, victimele sunt obligate să-și vadă agresorii liberi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu s-a făcut de dreptate, vreau să facă dreptate. Anchetatorii nu au oferit niciun punct de vedere.